Ai reușit să intri astăzi la orele online? N-ai reușit. N-ai avut tableta, da? El este Sebastian. Prima zi de școală online după două săptămâni de vacanță l-a prins din nou absent din cauza lipsei tabletelor. El și alți elevei școlii Cordăren din județul Botoșani au primit azi astfel de dispozitive. Doar 26 de tablete au fost distribuite în condițiile în care unitatea de învățământ are 118 elevi. Au telefon. De exemplu, telefonul nu știu dacă poate fi considerat dispozitiv pentru predarea online. Deci noi nu avem în toată școala mai mult de 10 copii care au laptop. Nu avem telefoane, nu avem posibilități. Credeți că o să găsiți o soluție? Nu cred, că mi-e greu de bani. Cătălina are 3 copii, dintre care 2 fete în clasele primare. Niciuna dintre ele nu a reușit să participe la ore. Nu aveți nici măcar un telefon mobil, un smart pe care să intre copiii? Nu. Am din ăsta cu butoane. Păi de obicei făceam de pe telefon, dar mi s-a stricat și nu mai am posibilitatea. În mod normal, toți copiii ar fi trebuit să revină azi fizic la școală pentru că rata de infectare este în localitate 0 de o săptămână încoace. De ce să nu meargă la școală dacă nu sunt cazuri? Bine ar fi să meargă toți copiii. Paradoxal, deși în localitate nu mai e nicio persoană infectată, copiii rămân tot în regim de predare online, pentru că rata de vaccinare a cadrelor didactice nu a atins pragul de 60%, așa cum cer normele stabilite de Ministerul Educației. Rata de vaccinare este 38%. Și avem și persoane care sunt vaccinate doar cu prima doză. Doar 7 dintre cei 17 profesori sunt vaccinați cu schema completă. O parte din